Înscrierile pentru clasa pregătitoare se vor desfășura anul acesta în perioada 3-18 mai. Părinții sau tutorii legali ai viitorilor elevi vor trebui să întocmească un dosar cu mai multe documente, pe care îl vor depune ulterior la unitățile de învățământ arondate. Încep înscrierile pentru învățământul primar pentru anul 2023-2024. 1980 de preșcolari vor începe clasa pregătitoare din toamna acestui an. Părinții sau tutorii legali au obligativitatea de a-și înscrie copiii în clasa pregătitoare, iar în vederea acestui lucru se vor întocmi mai multe documente care trebuie depuse la unitățile de învățământ arondate sau alte unități de învățământ preferate de aceștia. Începând din 3 mai, până pe data de 18 mai, părinții depun la unitatea arondată sau la unitatea unde doresc să-și înscrie copilul, cerere de înscriere, copie după buletin și în original și copie conform cu originalul și în cazul în care depășește vârsta legală, adică până la 31 august de 6 ani sau o împlinește după 31 august, până la sfârșitul anului școlar, trebuie să aibă o recomandare de la grădiniță sau un certificat de la CJRE, Centrul Județean de Resurse Educaționale din Medinți. Totodată există o cerere tip, deci aceste trei acte trebuie să le depună. Toate aceste documente și toate informațiile sunt afișate pe site-ul nostru, site-ul Inspectoratului Școlar Județean Medinți. Înscrierea în învățământul primar se face în baza metodologiei specifice aprobată de Ministerul Educației. La sediile inspectoratelor școlare județene și la avizierele sau pe site-urile unităților de învățământ s-au afișat listele cu circumscripțiile școlare, iar părinții trebuie informați cu privire la conținutul activităților educaționale care se desfășoară în clasa pregătitoare, la abordarea didactică, la organizarea programului școlar. Toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă. La nivelul județului Mehedinți sunt disponibile 104 clase pentru 1980 de copii.